Emisiune sponsorizată de Subcetate la Matei, Electromat Prompt, Casa de Petrecere a Moroșenilor Oncești, DJ Aditiva Dar și Mariaș Parfet și firma de termopane Aluterm. Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, și în acest sfârșit de săptămână aici la TV Sighet, unde, așa cum v-ați obișnuit deja, va continua seria anunților care merită să fie povestite. Bun găsit, Cristian! Bine te-am găsit, Renata, și bun găsit vă spun și vouă, celor care ne urmăriți cu aceeași fidelitate de când a început acest proiect frumos, Mirii Maramureșului. În această săptămână vom face cunoștință cu cea de-a 8-a pereche înscrisă în concurs, formată din Silvia și Ghiță Coman. Acest cuplu s-a căsătorit pe finalul lunii aprilie și au avut o nuntă despre care susțin că a fost din toate punctele de vedere pe placul lor. O pereche tânără, frumoasă, cu care facem cunoștință chiar în acest moment. Cum a început povestea voastră de dragoste? Ne cunoaștem încă din liceu, când eram doar amici. După terminarea liceului, am urmat fiecare drumul lui la facultăți din orașe diferite și nu am mai păstrat legătura timp de 7 ani. După această perioadă, ne-am întâlnit întâmplător într-o zi din noiembrie 2013 și de atunci am rămas împreună până azi. După cât timp ai fost cerută de soție? Cum ai descrie acel moment? După 7 luni de relație, am fost cerută în căsătorie la Arad, când eram în vizită la viitorii noștri. A fost un moment unic și un sentiment care nu se poate descrie în cuvinte. Când a avut loc nunta și câte persoane au participat la marele eveniment? Nunta a avut loc în 26 aprilie 2015 și am avut în jur de 600 de persoane invitate la marele eveniment. Cât de dificil a fost să organizați nunta? Cine v-a ajutat? Nu a fost chiar așa de dificil, deoarece am avut tot sprijinul părinților. Care au fost detaliile pe care ați pus cel mai mare accent în organizarea nunții? Detaliile pe care am pus accent au fost ținuta mirilor, dansul mirilor, alegerea melodiilor pentru dansul mirilor și al nașilor, alegerea tortului și aranjamentele florale, dar am pus accent și pe serviciile foto și video, dar și pe formația care ne-a cântat. Cât de dificil a fost să-ți alegi rochia de mireasă? Nu a fost foarte dificil, deoarece am știut cu exactitate ceea ce îmi doresc. Care a fost cel mai special moment al nunții voastre? Amândoi considerăm că cel mai special moment a fost dansul mirilor. Cum a fost dansul mirilor? Ați avut pregătit o coreografie? Pe ce melodie ați dansat? Dansul mirilor a ieșit foarte bine, ținând cont că am făcut doar câteva repetiții acasă pe coreografia personală. Melodia pe care am dansat a fost semnată de Ovidiu Comornic, Ești mireasa vieții mele. Care a fost cea mai specială remarcă pe care ați primit-o după nuntă? A fost nunta anului. Aceasta a fost remarca ce ne-a impresionat. Cum ați descrie nunta voastră în 3 cuvinte? Emoție, bucurie și împlinire. Ce le transmiteți viitoarelor perechi de miri și telespectatorilor TV Sighet? Noi credem despre căsătorie că este o binecuvântare, un legământ sfânt prin care două suflete se unesc într-unul singur. Viitoarelor perechi de miri le urăm să îndrăznească, să lase o viață și să înceapă alta, încrezători că vor reuși să treacă peste toate obstacolele vieții numai prin dragoste și dăruire necondiționată. Dragi telespectatori TV Sighet, prin acest mijloc dorim să vă mulțumim din suflet că ați ales să vă desprindeți pentru câteva momente de grijile cotidiene pentru a fi alături de noi, sufletește, în cea mai emoționantă zi a vieții noastre. Vă dorim multă sănătate și împlinire tuturor, iar prin intermediul vizionării nunții noastre, dorim să vă reamintim că numai construindu-și viața din iubire, oamenii se pot intitula pe deplin fericiți. Silvia și Ghiță s-au decis să intre în bătălia care le poate aduce trofeul cel mare, trofeul Mirii Maramureșului, în valoare de 4.000 de lei. Așa că le urăm mult succes și vă invităm și pe voi să-i votați pe site-ul nostru www.mirimaramureșului.ro. Dar și pe pagina noastră de Facebook Mirii Maramureșului, acolo unde puteți găsi o poză reușită cu a 8-a pereche din această competiție televizată. Și acum, Cristian, că ne-am lămurit care este perechea care intră în această săptămână în concursul Mirii Maramureșului, nu ne mai rămâne decât să ne adresăm acum celor care urmează să se căsătorească. Cum i-am obișnuit deja, și în această săptămână am pregătit pentru ei o rubrică extrem de interesantă cu informații foarte utile pentru organizarea marelui eveniment. Nu cred că mai este nevoie de nicio prezentare pentru rubrica noastră Sfaturile specialiștilor.
Iată-ne la o nouă rubrică, Sfaturile specialiștilor, și în această săptămână, așa cum v-am obișnuit și până acum, vom lua împreună o porție generoasă de informații în ceea ce privește organizarea evenimentului dumneavoastră. Așadar, îi spunem bun găsit la emisiunea Mirii Maramureșului lui Florin, proprietarul restaurantului Marin Bucătaru. Bun găsit! Bine v-am găsit! Bine ai venit la această emisiune, Florin, și sperăm că telespectatorii noștri se vor bucura foarte mult de această rubrică, pentru că astăzi ne vei oferi informații foarte interesante, da? Da. Așadar, pentru început, să ne familiarizăm, dragi telespectatori, puțin cu locul în care poposim astăzi pentru realizarea acestei rubrici. Să-mi spui, te rog, Florin, de cât timp este restaurantul pe care îl coordonezi pe piața locală și care sunt serviciile de care se pot bucura potențialii clienți? Restaurantul Marin Bucătarul a luat naștere acum 4 luni pe piață. A prins foarte bine, am avut o serie de foarte multe evenimente, nunți, botezuri, petreceri private. Da. Și toate evenimentele, mă gândesc că s-au bucurat de succes, nu-i așa? Da, chiar toate evenimentele au fost foarte reușite. Mirii și toți invitații acestui local au fost foarte mulțumiți. Totul a prins foarte bine. În momentul în care o pereche de miri decide să țină marele eveniment aici, la restaurantul pe care îl administrezi, care sunt serviciile de care pot beneficia aceștia? În momentul în care o pereche de miri decide să țină nunta la acest local, noi trebuie să ne pliem dorințelor lor și să le oferim servicii de la A la Z, meniuri foarte diversificate, personal foarte calificat, și o sală modernă amenajată pe ultimele standarde. Rubrica Sfaturile specialiștilor continuă aici la emisiunea Mirii Maramureșului și acum, Florin, te-aș ruga să ne spui care este capacitatea sălii de care dispuneți și care sunt ofertele de care poate beneficia un cuplu în ceea ce privește sala dacă se decide să țină nunta aici. Capacitatea localului nostru este de maximul 200 de persoane, iar mirii care țin nunta la localul nostru pot beneficia de decorul gratuit al sălii, decor de care ne ocupăm noi și personalul nostru. Care a fost cea mai mare nuntă pe care ați organizat-o aici la restaurantul Marin Bucătarul în acest an? Cea mai mare nuntă care am organizat anul acesta la restaurantul nostru a fost de aproximativ 200 de persoane, evenimentul fiind unul foarte reușit, atât mirii cât și nuntașii s-au distrat până în zorii zilei următoare. Și meniul are un rol foarte important în cazul unui eveniment de asemenea amploare. Să-mi spui, te rog, Florin, ce fel de meniuri se pot găsi aici la restaurantul Marin Bucătarul în ceea ce privește o nuntă? Meniurile pe care le avem sunt foarte diversificate, avem meniuri pentru toate buzunarele și gusturile, dispunem de meniuri cu preparate tradiționale, dar și preparate foarte sofisticate. Din câte preparate este format un meniu aici la restaurantul Marin Bucătaru? Și să ne spui, te rog, și pentru ce fel de meniuri optează mirii din Maramureș? Meniurile noastre sunt formate din 5 preparate principale, foarte gustoase, pregătite de bucătarii noștri pricepuți. Mirii din Maramureș obișnuiesc să aleagă meniuri tradiționale cu sărmăluțe, ciorbe și preparate din carne. Care ar fi promoțiile de care poate beneficia o pereche care ține nunta aici la restaurantul Marin Bucătarul? Un cuplu care ține nunta la noi poate beneficia de cafeaua din partea casei pentru evenimentul lor, de ospătari calificați fără niciun cost suplimentar la meniu, precum și de decorul gratuit al sălii. Continuăm cu interviul nostru. Aflăm, așa cum v-am promis, informații generoase de la specialistul din această săptămână. Haideți să-l întrebăm pe Florin cum preconizează că va fi vara 2015 în ceea ce privește nunțile. Anunț o vară foarte încărcată, avem rezervări făcute până la sfârșitul acestui an, semn că vara 2015 este una în care lumea se iubește și se căsătorește. Să ne spui, Florin, în comparație cu celelalte tarife de pe piață, cum sunt prețurile care caracterizează restaurantul Marin Bucătarul în ceea ce privește o nuntă? În comparație cu tarifele de pe piață, prețurile noastre sunt accesibile pentru buzunarele fiecăruia. Meniurile de nuntă pornesc de la 100 de lei și urcă în funcție de cerințele fiecăruia. Până la urmă, tarifele noastre sunt dictate de către clienți.
Din câte persoane este alcătuită echipa pe care o coordonezi, dar spune-ne și cum ai caracteriza această echipă. Echipa restaurantului Marin Bucătar este formată din 10 persoane tinere, dinamice și cu toate calificările necesare. Avem o echipă de profesioniști care știu să se ocupe de clienți și le acordă toată atenția necesară. Ai o experiență vastă în domeniu. Ne poți spune care sunt aspectele la care mirii trebuie să acorde prioritate pentru a avea o nuntă ca în povești? De fiecare dată mirii trebuie să își spună cu sinceritate toate dorințele lor. Consider că un meniu bogat, o sală cu atmosferă plăcută și primitoare, alături de un DJ și o formație pricepută, formează rețeta unui eveniment de succes. Care sunt cele mai frecvente dorințe ale mirilor din Maramureș? Pentru ce fel de nunți optează aceștia? Mirii din Maramureș își doresc o nuntă clasică la care toți invitații să se simtă foarte bine. Indiferent dacă aleg o nuntă modernă sau una tradițională, distracția trebuie să fie pe primul loc, la noi în restaurant. Acest aspect este foarte garantat. Care sunt punctele forte care ar trebui să-i convingă pe telespectatorii noștri să vină să-și țină nunta aici la restaurantul Marin Bucătarul? Punctele noastre forte sunt mâncarea excelentă, foarte gustoasă, diversificată, la un preț accesibil. Toate tarifele pe care le avem sunt accesibile fiecărui buzunar și definesc servicii de maximă calitate. După experiența de specialist pe care o deții, cum a arătat cea mai reușită nuntă care a fost găzduită de către voi aici la restaurantul Marin Bucătarul? Pentru noi fiecare nuntă pe care o găzduim este foarte reușită, indiferent de câte persoane participă sau de meniul ales de mir. O pereche care se iubește cu siguranță va avea o atmosferă deosebită și o nuntă foarte reușită. Rubrica Sfaturile specialiștilor din această săptămână se apropie de final, nu înainte însă de a vă transmite vouă celor de acasă un mesaj chiar de către administratorul restaurantului Marin Bucătarul, acolo unde poposim pe parcursul zilei de astăzi. Florin, ce le transmiți telespectatorilor noștri în acest moment în ceea ce privește organizarea unui astfel de moment interesant din viața lor? Telespectatorilor TV Secret care s-au căsătorit, le urez casă de piatră, iar celor care urmează să facă marele pas din viața lor, invit la restaurantul Marin Bucătarul și le garantăm o nuntă ca în poveste. Acum că am primit și mesajul lui Florin, care vi se adresează vouă, telespectatorilor noștri fideli, putem spune că oficial rubrica Sfaturile specialiștilor din această săptămână a ajuns la final. Până data viitoare, când pregătim o nouă rubrică pentru perechile care urmează să se căsătorească, celor care s-au căsătorit deja le spunem și noi casă de piatră, iar celor care urmează să o facă, invităm să vină la acest local select unde am poposit astăzi. Emisiune sponsorizată de Subcetate la Matei, Electromat Prompt, casă de petrecere a moroșenilor oncești, DJ Adi Divadar și Maria Șparfe și firma de termopane Aluterm.